Vești proaste pentru șoferi. Taxa auto ar putea reveni de anul viitor, după ce în urmă cu 3 ani a fost eliminată. Analiștii economii susțin că reintroducerea acestei taxe este necesară, având în vedere faptul că în ultimii ani a fost achiziționat un număr foarte mare de mașini second hand. Gorjenii sunt nemulțumiți de faptul că taxa ar putea fi reintrodusă. Analiștii economici au declarat că reintroducerea taxei de poluare ar putea avea efecte benefice pe termen lung. Ce s-a schimbat în ultima perioadă este planul Uniunii Europene de a trece către mașini și către activități care poluează cât mai puțin. Acum s-ar putea ca această cerință de reducere a poluării să vină din partea Uniunii Europene, având în vedere că banii care vin sunt europeni, a explicat Adrian Codrlașu, vicepreședinte CFA România. Oamenii sunt nemulțumiți de posibilitatea ca taxa auto să fie reintrodusă. Aceștia se plâng că plătesc deja prea multe taxe, iar taxa ar însemna încă o povară pe umerii lor. Așa sunt destul de mari asigurările și toate alea. Nu știu de ce ei vor nume bani, bani, bani. De unde bani? Povară ar fi pentru, probabil că pentru toată lumea, dar dacă ar folosi taxa asta auto așa cum ar trebui, ea este pentru întreținerea drumurilor, pentru infrastructură, pentru multe chestii, probabil că ar fi un lucru bun, dar nu știu dacă o să-l folosească în sensul ăsta, știi? Probabil că e o povară. Fiecare, toată lumea încearcă să aibă cât mai puține taxe de plătit. Majoritatea cred că nu să le convină, fiindcă drumurile sunt cum sunt. Mi se pare la fel o distanțare față de ce vrea poporul cu adevărat. Ori conducătorii asta trebuie să facă în democrație. Democrația înseamnă conducerea de către popor. În anul 2017, la începutul lunii februarie, taxa auto din România a fost eliminată, iar persoanele care o plătiseră până în acel moment urmau să își primească banii înapoi. Ulterior acestei măsuri, fostul ministru al mediului, Grațiela Gavrilescu, declara că timbrul de mediu va avea un înlocuitor, dar în niciun caz nu va fi vorba despre o nouă taxă.